Bine te-am regăsit! Activitatea practică propusă astăzi se referă la dezvoltarea durabilă, care presupune realizarea dezvoltării sociale și economice, fără epuizarea resurselor naturale și bazată pe asigurarea unui echilibru cu mediul natural. În cadrul activității, vei relaționa și coopera cu colegii pentru realizarea sarcinilor de lucru, astfel încât, la sfârșitul lecției, vei putea să stabilești concluziile obținute pe baza observațiilor făcute. Pentru această activitate practică, îți propun fișa următoare. Citește instrucțiunile, urmărește cu atenție materialele folosite și notează pe caiet etapele de lucru. Timpul alocat întregii activități este de 50 de minute. Spor la lucru! Analizează imaginile următoare și rezolvă cerințele corespunzătoare celor două ateliere de lucru.